Este vară caniculară pe 3 continente. În Arabia Saudită, cel puțin 550 de oameni au murit în timpul pelerinajului de la Mecca din cauza temperaturilor extreme. În Cipru și Grecia, mai multe persoane au murit din cauza căldurii, iar Turcia se luptă cu incendii de vegetație, în timp ce temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Un val de căldură sufocant a lovit și Indonezia, iar în Vietnam au fost înregistrate peste 100 de recorduri de temperatură. Sunt temperaturi record în Creta. S-au înregistrat 44,5 grade Celsius, în timp ce în Peloponez valorile s-au apropiat de 44 de grade. La Atena, temperatura a atins 42 de grade Celsius, iar Acropole a rămas închis pentru turiști. We only bought our tickets yesterday. There was some hint that they might close, but still no further communication about it. Școlile au fost închise și autoritățile medicale au emis avertismente pentru populație. Cel puțin 5 turiști, inclusiv medicul și jurnalistul britanic de televiziune Michael Mosley, au murit în Grecia săptămâna trecută. Cel mai lung val de căldură a fost înregistrat anul trecut în iulie, când temperaturile ridicate au persistat 16 zile. Este cod roșu de caniculă și în Cipru, cu temperaturi de 45 de grade Celsius. Și aici căldura a făcut victime. 2 oameni au murit din cauza insolației, alți 3 sunt în stare gravă. Valoarea de 40 de grade Celsius a fost depășită și în Turcia. Of course it's very hot. Again, we stay cool in the shade, air conditioning and drink lots of water. It's even though it's hot, it's absolutely beautiful in Turkey. Căldura extremă a început să lovească și Statele Unite ale Americii. Centrul Federal de Prognoză Meteorologică spune că va fi cea mai lungă perioadă de căldură din ultimele decenii. Astfel se prognozează că aproximativ 265 de milioane de persoane vor fi afectate de temperaturile care vor depăși 32 de grade Celsius, iar în unele zone valorile vor urca până la 40 de grade. Indonezia a avut deja cea mai călduroasă lună aprilie din ultimele 4 decenii, potrivit oficialilor de rang înalt ai agenției meteorologice. Acum locuitorii din Asia de Sud și Asia de Sud-Est, din Myanmar până în Filipine, se află sub un val de căldură sufocant. Peste 100 de recorduri de temperatură au fost înregistrate în Vietnam în luna aprilie, în timp ce în Bangladesh și Myanmar au fost doborâte de asemenea recorduri de căldură pentru această lună.